Mai multe zone din județul Buzău prezintă risc crescut de inundații. O arată și o hartă de detaliu a acestor zone vulnerabile întocmită de Ministerul Mediului. În bazinul hidrografic Buzău, pe teritoriul județului, specialiștii au identificat 7 zone cu risc potențial semnificativ la inundații. Pe râul Buzău, aval de confluență cu Cașoca Mare, râul Busca Chioșdului, aval de localitatea Busca Chioșdului, râul Sărățel, sectorul de aval de confluență cu Slănicel și Amonte de localitatea Policiori, râul Câlnău, aval de localitatea Valea Salciei, râul Comisoaia, râul Sărat, aval de confluență cu râul Năianca și râul Bălăneasa. Reprezentanții Administrației Bazinale Apele Române Buzău-Ialomița recunosc că vulnerabilități au fost semnalate de-a lungul timpului atât pe râul Buzău cât și pe râul Bâsca Chioșdului, în zona de aval. În bazinul superior, dar și în zona din aval, unde acum am prevăzut poldere pentru revărsarea apelor și inundare controlată, practic inundarea naturală a terenurilor, la Vișani, Jirlău, și în special în zona de confluență, unde, ca urmare a fenomenelor de remul la Bertești, spre exemplu, județul Brăila, au fost într-adevăr suprafețe mari inundate și poduri afectate și la Grădiștea în aval. În județul Buzău sunt prevăzute lucrări de reducere a riscului de inundații pe râul Buzău în dreptul mai multor localități. De-abia acum am pregătit proiectele ca să accesăm fondurile, investițiile care vor putea fi prevăzute în aceste programe, trebuie să vizeze managementul integrat al riscurilor generate de inundații, eroziuni costiere și secetă. Harta de risc la inundații constituie o documentație care indică pentru zonele inundabile, în diverse scenarii de depășire a debitului maxim, potențialele pagube materiale și umane.